APA Nova, concesionarul serviciilor de apă și canal din București, a preluat în urmă cu 3 ani caseta de colectare a apelor uzate. Este o lucrare făcută în urmă cu mai bine de 30 de ani, ce nu a fost întreținută niciodată, iar în tunel s-au depus aluviuni, formând blocaje care au dus la inundarea mai multor zone din capitală. Acest blocaj este format în principal din stâlpi rămași în urma construcției casetei. Ce mă auzi acum? Încărcați cu, așa cum vă spuneam, cu cârpe, reziduri menajere. După eforturi susținute, asidue, echipa unică specializată formată pentru curățarea canalului colector a reușit să elibereze caseta pentru ca rețeaua de canalizare a Bucureștiului să fie funcțională. Începea blocajul numărul 11, începe caseta 2. Așa cum se vede și pe pereții semicasetei, până în blocaj nivelul era la 1,50 m. 1,60 de apă cu depozit, scăzând la 1,20 după blocaj. Și acum se vede blocaj de batardor existent. Mateo, cât am de la apă până la coamă?